pe radicalin 2, plus 1 pe radicalin 3, plus, și așa mai departe, plus 1 pe radicalin n. Radical din n. Mai mic decât 2 radical din n. Cu virgulă n din n stea, n din n stea, virgulă n mai mare egal decât 2. N mai mare egal decât 2. Așa. Prima etapă, verificare. Așa. N este egal cu 1, 2, 1. Dar uite că sunt două inegalități. Hotărăște pe care o faci. Tocmai pe asta. Asta că mai mică decât, da? Da. Deci, la asta te referi. Și până o faci pe cealaltă, cu mai mare. Scrie aici, mai întâlnă pe lucru. Ia, scrie-o. Deci, prinde el. Da, da, e egal 2. Da. E mai mare egal decât 2. Deci, n-are voie să dea 1. De la 1, da. De la 2. Corect. Dar scrie-o. Prinde el. Prinde el. Este următoare. 1 plus 1 pe radical din 2. 2 plus 1 pe radical din 3 plus puncte puncte plus 1 pe radical din n mai mic decât 2 pe radical din n. Mai mic decât, am zis, 2 radical din n. Am zis pe radical din n? Mai mic decât 2 radical din n. Așa. Deci o modificăm și aici. 2 radical din n. Așa. Și trebuie să luăm valoarea de la mai mare 2. 2. Deci pentru mine egal cu 2, pe de 2 devine, mai repede. Pe de 2 devine. Devine 1. Plus. 1 plus 1, adică din 2, egal cu 2. Mai mic. Mai mic decât 2, adică din 2. Așa. Aici. Cu radical din 2. La fel și din gol cu radical din 2, ca să peste tot. Nu acolo. Cum se poate? Echivalent cu? Echivalent cu? Radical din 2 plus 1. 1 mai mic decât, da. Decât 4. Decât 4. Echivalent cu? Echivalent cu? Radical din 2 mai mic decât 3. Da. Radical din 2 mai mic decât 3. Adică la plăcat, dacă nu ești echivalent cu? Echivalent cu? Că l-am păcat. Da? Și vine 2, este mai mic decât 9. Adevărat. Pe 2 este adevărat. Pe de 2 adevărat. Dar mai departe. Când n este egal cu 3. Da. Peste 3. Devine. Devine. 1 plus 1 radical din 2. Pe radical din 2 plus. Plus 1 supra radical din 3. Da. Mai mic decât 2 pe radical din 3. Nu, stai, dar nu lucrezi de azi când la început, că e muncă multă. Da, știm că... Dar spunem, știm, știm, știm că... De ce? Știm că 1 plus radical din 2 este... Asta, de mai sus, 1 plus 1 pe radical din 2. E mai mic decât... Decât 2 radical din 2. 2 radical din 2. Știm asta. Da. Nu mulțim, ci adunăm că este adunat aici. Adunăm 1 pe... Radical din 3. Așa, și echivalent cu. Și echivalent cu. Vine 1 plus 1 supra radical din 2 plus 1 supra radical din 3 mai mic decât 2 radical din 2 plus 1 supra radical din 3. Și, așa, și, acum și dacă asta ar fi mai mic, pui semn de întrebare. Ar fi decât 2 radical din 3. Asta trebuie să arăți. Acum... Aici și o să arăți. 2 radical din 2 plus 1 supra radical din 3 mai mic decât 2 radical din 3. Echivalent. Echivalent. Am venit cu radical din 3. Radical din 3. Și acolo cu radical din 3. Și 2 radical din 6 da. Plus 1 mai mic decât, decât 6. Decât 6. Echivalent. Echivalent cu 2 radical din 6 mai mic decât 5. Mai mic decât 5. Adică la pătrat.
Și urmează. 24 este mai mic decât 25. 24 mai mic decât 25. E adevărat, da? Deci P de cât? De îndelește că P de 2. P de 2 este? P de 3. P de 3, adevărat. Mergem mai departe, să vedem pentru n egal cu 4. N egal cu 4. Este egal cu 4. P de 4 este egal cu 1 plus 1 radical din 2. P radical din 2. Și te-am rugat tare mult să scrii cum trebuie, plus până în linia de fracții. Linia de fracții, 1 pe radical din 2. Plus linia de fracții, 1 pe radical din 3. Plus 1 pe radical din 4. Să înțelegem bine că te-ai dus la n egal cu 4, mai mic decât? Mai mic decât 2 radical din 4. 2 radical din 4. Dar știm că... Știm că 1 plus radical din 3 mai mic. Mai mic decât... 2 radical din 3. Adunăm cu 1 pe radical din 4. Da. Și este echivalent cu 1 plus 1 supra radical din 2 plus 1 supra radical din 3 plus 1 supra radical din 4. Da. Mai mic decât 2 radical din 3 plus 1 supra radical din 4. Mai mic decât 2 radical din 4. Să vezi dacă mai mic decât 2 radical din 4. E cu semnul întrebării. Și acum se rezolv semnul întrebării. Da. Și deci, 2 radical din 3. Plus... 1 pe 2, că-ți vine comod. Da, 1 pe 2. Mai mic decât? Acum putem face 4. 4, sigur. Și până aici 2. Și este echivalent cu 4 radical din 3. Da, plus 1. Mai mult decât 8. 8. Echivalent. Echivalent cu 4 radical din 3. Echivalent cu 7. Mai mic decât 7. 7. Trecăm la pătrat am de verde. Echivalent cu 16 ori 3. 48. 48. Mai mic decât 49. Adevărat. P de 4 este adevărat. P de 4 este adevărat. Hai să facem și pentru 5. Vreau să facem, da? Să facem și pentru 5 și spunem. Când n este egal cu 5, P de 5. Da. Este egal cu 1 plus 1 supra radical din 2 plus 1 supra radical din 3 plus 1 supra radical din 4 plus 1 supra radical din 5. Plus. Așa, mai mic. Așa, da, mai mic decât 2 radical din 5. 2 radical din 5. Știm. Da, știm. Știm că 1 plus 1 supra radical din 2 plus 1 supra radical din 3 plus 1 supra radical din 4 este mai mic decât 2 radical din 4. Da. Adunăm cu plus 1 supra radical din 5. Adunăm în care n-am venit 1 pe radical din 5. Deoarece este echivalent cu 1 plus 1 supra radical din 2 plus 1 supra radical din 3 plus 1 supra radical din 4 plus 1 supra radical din 5, mai mic decât 2 radical din 4, plus 1 supra, 1 supra radical din 5. Și dacă asta va fi mai mic cu semnul de egal decât 2 radical din 5, 2 radical din 5, e gata problema. Și vedem să rezolvăm cu semnul de întrebare. 2 radical din 4. Aici puteți scrie direct 4. Aici de unde avem 2 radical din 4. Sigur că da, 2 4. 4 plus 1 supra radical 1 supra radical din 5 mai mic decât 2 radical din 5.
4 radical din 5 plus 1 5 plus 1 mai se egal decât 10. Mai mic egal decât 10. Echivalent cu 4 radical din 5 mai mic se egal decât 9. Ridicăm asimetrii la pătrat și este echivalent cu 16 ori 5. Mai mic decât 81. Se unde rezultă că P de 5 este adevărat. P de 5 este adevărat. Să trecem acum să facem partea a doua. Deci demonstrația, așa anume. Presupunem. Vorbește. Demonstrația. De fapt, ce facem în demonstrație? P de K implică P de K plus 1. Asta vom face. Presupune că P de K este adevărată. Presupune P de K adevărat, adică? Adică 1 plus 1 supraradical din 2 plus 1 supraradical din 3 plus puncte plus 1 supraradical din K. Da, mai mic. Decât 2 supraradical din K. Corect. Și ne întrebăm, care e de capul sumă. Dacă o fi adevărat, dar cine? Dacă fi adevărat. Adevărat, pare? Să vedem, cine este? 1 plus 1 supraradical din 2 plus 1 supraradical din 3 plus puncte puncte plus 1 supraradical din K plus 1 mai mic decât 2, 2 din radical K plus 1. Așa. Dar până înaintea termenului ăsta se află 1 radical din K. Te pune la aici 1. Radical din K. Până aici avem P de K. Deci, ce o să iei? Iei pe cea care știm. Spunem, știm. Știm că. Ce știm? Știm că. Știm P de K, care este 2 la K. Scriem. 1 plus. Păi scrie pe PDK. Da. Nu. Știm. Știm ce? O știm pe asta. Da. Scrie 1 plus 1 pe radical din 2. 1 pe radical din 2 plus 1 pe radical din 3 plus puncte puncte. Plus 1 pe radical din K. Dar ce care știu eu scrie? Da. Radical din K. Mai mic decât? Mai mic decât 2 radical din K. Ce facem acum? La asta care știm, adunăm? Adunăm cu radical din 1 plus 1. Deci punem mare, apoi adunăm în ambii membri 1 pe radical din K plus 1. Și devine ce știm. Devine echivalent. Echivalent. De sub. 1 plus 1 pe radical din 2 plus 1 pe radical din 3 plus puncte puncte 1 pe radical din K plus 1 pe radical din K plus 1 mai mic decât 2 radical din K plus 1 pe radical din K plus 1. Da. Și dacă o să arătăm că asta e mai mică decât cine? Mai mică decât 2 pe lângă. Dacă va fi mai mică decât 2 radical din K plus 1, dacă o să arăți asta, semn de întrebare, e gata problemă. Da, P de K plus 1. Atunci P de K plus 1 va fi adevărat. Și să scrie. Ce devine? 2 radical din K. Plus 1 supra. Radical din K plus 1. Decât 2 radical din K plus 1. Dăm aici un cântul. Da. Și echivalent? Echivalent. 2 radical din K pe lângă radical din K plus 1. Plus 1. Mai mic decât 2 radical din K plus 1 la pătrat. Ah. Echivalent. Echivalent cu
Scriinic nou și ăsta a apărat mai în spate la radicalul și în partea stângă. Deci doi, un singur radical, nu? Doi radical din. Hai. Doi radical din. K pe lângă. K pe lângă K plus 1. Da. Plus 1. Pe lângă 2. 2 pe lângă K plus 1. Echivalent? Echivalent cu 2 radical din K pe lângă K plus 1. Plus 1, pe lângă 2K, plus 2. Foarte. Acum unul ducem, ducem partea celălalt și vine 2 radical din. 2 radical din K, pe lângă K, plus 1. Mai mult decât 2K, plus 1. Echivalent cu? Echivalent cu. Putem ridica membrii la pătrat. Corect. Și vom avea 4. 4, pe lângă K, pe lângă K plus 1. Da. Mai mic decât... decât 4K pătrat. Da. Plus 4K plus 1. Echivalent. Echivalent cu 4K pătrat. Plus 4K. Mai mic decât 4K pătrat. Plus 4K pătrat. Plus 4K plus 1. Și asta e adevărat. Da. Nu? Ca și cum aș spune 0 mai mic decât 1. Da. Deci asta este adevărat. Da? Da, și de despre că... Rezultă că PDK-ul 1, care despre care nu știam că va fi sau nu adevărat, vă arat în clipa să spunem. PDK-ul 1 este adevărat, asta înseamnă PDK implică. PDK. Deci rezultă că PDK... Implică PDK-ul 1. Da. Asta, dacă ai făcut demonstrația, ai arătat chestia asta, înseamnă că PDN adevărat. Adevărat, adevărat oricare ar fi. De la 2. Oricare ar fi N natural mai mare egal decât 2. Deci asta e totdeauna adevărat. Am demonstrat doar prima parte. Mai există încă o parte. Trebuie să privim partea cealaltă mai mare decât radical din N. Și se demonstrează tot la fel prin inducție. Deci, încă o dată, ați văzut, aveam un predicat pe care l-am transformat în propoziție universală. Cum anume, folosind inducția matematică, verificarea, dar din nou, în timpul, pe perioada verificării, trecerea de un pas la altul se face foarte atent, elegant, folosind pasul din urmă. Când am trecut la 2 la 3, ne-am folosit de 2. Când am trecut la 3 la 4, ne-am folosit de 3. Ce știm? Ce știm? Tot ați spus, știm că, știm că. Pentru că așa vom face când trecem la pasul K, la K plus 1. Presupunem pasul K adevărat și trecem la pasul K plus 1, folosim pasul K, știm că. Și ce observăm la P de K plus 1? Că are ceva în plus. Fie că e adunat, fie că e mulțit. Dacă este adunat, apoi adunăm una din membri. Dacă este înmulțit, înmulțim una din membri, da? Și astfel am construit PDK plus 1. Care, pe prima parte, o știm. Și dacă asta, partea a doua, să fie mai mică decât e nevoie PDK plus 1 în membru drept, atunci treaba rezolvată. Și rămâne semnul ăsta de întrebare. Se are o parte și se ajunge la o relație adevărată. Și în final spune, PDK plus 1 despre care nu știam că este adevărat. Hotărâi lucru. Este adevărat. Dar, de fapt, demonstrația a însemnat PDK, cred că pe care... PDK plus 1. În final, PDN este totdeauna adevărat. Deci așa facem inducția. Și acum, haideți să vedem treci pe tabla cealaltă, să începem să folosim inducția la divizibilitate. Deci să vedem cum demonstrăm o chestiune de divizibilitate folosind inducția. Și spunem așa. Să se arate că e adevărată următoarea afirmație, și anume, PDN sună așa. Predicatul pe DN spune. Două puncte. El la 3 plus 11 pe CN, el la 3 plus 11 pe CN, se divide totdeauna la 3. Se divide totdeauna la 3. Deci el la 3 plus 11 pe CN, totdeauna se divide la 3. Cu N număr 11 pe CN, a spus, da? El la 3 plus 11 pe CN. N la 3 plus 11 N. Da? Plus 11 N. Se divide totdeauna la 3.
Cum procedăm? Păi să începem pe teren. La terenul la inducții. Zicem, pentru N egal cu 1 avem. Verificare. Etapa 1. Pentru N egal cu 1, P de 1. P de 1. Devine. Devine. 1. Plus. Plus. 11. Egal cu 12. Se divide acest. Se divide acest număr la 3. Da? Se divide la 3. Corect. Asta înseamnă că P de 1 este adevărat. Pentru N egal cu 2. Pentru N este, pentru N egal cu 2, avem P de 2 și avem 2 la 3 vine 8. 8 plus 22 este egal cu 20, egal cu 50 și se divide și la. Se divide și ăsta la 3. P de 2 este adevărat. P de 2 este adevărat. Când N este egal cu 3, avem P de 3, avem 27 plus 33, avem 60, care se divide la 3, de unde reflectă și P de 3 este adevărat. Hai să facem și P de 4. P de 4, când N este egal cu 4, P de 4 este 64 plus 64 este egal cu 108. Și este divizibil la 3. 108 este divizibil la 3. Unde rezultă că P de 4 este adevărat. Hai să trecem la etapa a doua. Să zicem demonstrație. Presupunem, de fapt că în demonstrație ce vom arăta, P de K. Presupunem. Da. Că P de K. Este adevărat. Presupunem P de K adevărat. Și avem așa. K la 3. K la 3. Plus 11 K. Divizibil cu 3. Știm asta. Da. Că e divizibil cu 3. Dar ce înseamnă că se divide la 3? Înseamnă că numărul ăsta să scrie 3 ori un număr. X. 3 ori X. Deci de aici ar fi tradus în felul următor. K la 3 scrie K la a treia plus 11 K egal cu 3 ori P. Hai să spun, de 3 ori, uite, uite ce înseamnă că 3 ori sunt 4 la 3. Înseamnă că 3 ori se scrie 3 ori 10. Faptul că numărul se împarte exact înseamnă că numărul respectiv se scrie 3 mulțit cu ceva. Faptul că 12 se împarte la 3 înseamnă că 12 se scrie ca 3 ori 4. Faptul că 108 în 4 la 3 înseamnă că 108 scrie ca 3 ori când din 27 sau că 36, da? 3 ori 36. În concluzie, faptul că asta se împarte exact la 3 înseamnă că la 3 plus 11 ca egal cu 3 P. Bine. Ce trebuie să arăți? Trebuie să arăți că P de K plus 1 este adevărată. Adevărat. Dar cine este P de K plus 1? Avem K plus 1. K plus 1 totul la 3. Plus 11 pe lângă K plus 1. Divizibil cu 3. Să arătăm că se divide la 3. Dar când o vom arăta că se divide la 3? Dacă ăsta se va scrie ca 3 ori ceva. Deci asta dacă și numai dacă. K plus 1 la 3. K plus 1 la 3. Plus 11 pe lângă K plus 1. Egal cu 3 ori P. Nu mai există tot așa. 3 ori yes. Yes, o sumă, o cantitate, o valoare acolo. 3 yes. Deci tu trebuie să muncești și să lucrezi la asta și să-ți iasă 3 multe cu ceva. Hai să plecăm. Calcul sumă totul la a treia. Plus 11 pe lângă calcul sumă. Egal cu. Cal la a treia. Plus 3 cal pătrat. Hai, ridicăm la a treia. 3K plus 3K plus 1 plus 1 plus 11K corect plus 11 și egal mai departe cu? Și egal mai departe egal cu K la 3 da plus 3K la 2 plus 14K plus 14K plus 12
Și ăla e platicul. Dar Calatrea, nu știi cum să scrie Calatrea. Cum să scrie Calatrea? Calatrea egal cu 3P minus 11P. 11K. Deci de aici scoatem că Calatrea. Calatrea este egal cu cine? 3P minus 11K. Deci egal cu? Cu 3P. 3P. Plus 3K pătrat. K pătrat. Plus 13K. 14. 14K. Plus 10. Și care e patic? 3P. Plus 3K pătrat. Plus 3K. Plus 13. Plus 13. Plus 13. Nu, bă, ți-i scoate din 3K. Și egal cu 3 pe lângă. Plus K pătrat. Plus K, plus 4. Deci cum ai spus că se scrie ăsta? Se scrie ăsta? O să scrie K. 3 oriceva. Să rotăm asta cu S. Cu S. Și atunci egal cu 3, ies. Păi nu așa trebuia să scriem. Bucata asta trebuia să scriem ca fiind 3, ies. Asta înseamnă că P de K plus 1 este adevărat, reușești să scrii P de K plus 1 ca 3, ies multiplu de 3. Deci rezultă P de K plus 1 este adevărat. Deci îți permit să spui hotărât că P de K implică... P de K implică P de K plus 1. Deci hotărât P de K implică P de K plus 1. Asta înseamnă că P de N este adevărat, oricare ar fi N natural. Iată inducția matematică aplicată la inegalități și la divizibilitate. Deci inducția poate fi aplicată la sume, nu? Am făcut la început sume, apoi la ce am văzut? La inegalități și acum la divizibilitate. Deci este foarte, foarte important să stăpânim procedeul acesta pentru că în foarte multe situații se întâmplă să facem acolo la acest procedeu. Să mai spunem încă o dată, o altă, un alt predicat care sună așa. Să se arate. Fie predicatul PDN, care spune N la 3 plus 5N se divide la 6. N la 3 plus 5N se divide la 6. Avem predicarea. N este egal cu 1, da. P de 1 este 1 plus 5, se divide cu 6, 6 se divide cu 6, de unde rezultă că P de 1 este adevărat. Că N este egal cu 2, avem P de 2, 8 plus 10, se divide cu 6, de unde are 18, se divide cu 6, de unde rezultă că P de 2 este adevărat. Când N este egal cu 3, avem P de 3. 8 plus 40. 5 ori 2, 10. Vine 18, se divide cu 6. E bine. Da, e bine. Așa. Când avem N egal cu 3, avem P de 3. 27 plus 15 se divide cu 6, avem 42 se divide cu 6, de unde rezultă că 33 este adevărat. Așa. Când e mică, când e mică, aia nu ajunge atât. A doua. Demonstrație. Cum arăta în demonstrație că... Spunem că P de K este adevărat. Adică? Adică K la 3 plus 5K se divide la 6. Se divide la 6. Echivalent. Ok, orice. Nu, cine? Înseamnă că ăsta. Deci ca la a treia înseamnă ca la a treia plus 5K. Ca la a treia. Plus 5K. 5K.
Se scrie egal cu? 6 ori pe. De unde scoți de acolo ca la a treia, rezultă ca la a treia ar fi egal cu? 6 pe minus 5k. Ne întrebăm, vede capul sumă o fi adevărat sau divide? Vede capul sumă. Avem așa, capul sumă la 3-a. Pune semn de întrebare, că nu știi că e adevărat. O fi oare adevărat? Capul sumă tot la 3-a. Plus 5 pe lângă capul sumă. Echivalentul. Capul sumă la 3-a. Păi de ce nu ridici? Ar trebui, dar dacă capul sunt la 3 plus 5. 5K, 5 pe lângă K plus 1. Egal cu 6 ori. Ar trebui să arătăm că este 6 ies. Acum arătăm că... Muncim acolo să vedem cum reușim. K plus 1, K plus 1. Da, K plus 5 pe lângă K plus 1 egal cu, nu că... K la K plus K K la 2 plus K K plus 1, plus 5K, plus 5. Și egal. Ca la 3. Ca la 3. Plus 3 ca la 2. Plus 8K. Plus 6. Ca la 3, știm că este 6 pe minus 5K. Da. Deci egal mai departe, acum înlocuim. Minus 5K. Plus 3 ca la 2, plus 8K, plus 6. Egal, bun, egal, egal acolo. Egal. Și sus tot egal, că tu ai înlocuit. Da. Egal, egal, pentru că 9 egal la 3, 6 pe plus 5K. Egal, 6 pe. Da. Plus 3 ca la 2, plus 3K, plus 6. Foarte 3 pe lângă. 3 pe lângă. 2 pe. Plus cala 2, plus 2. Când restă că pe... Stai să vezi că trebuia să fie 6 pe lângă. La tine aveai 6, e 3 S și mai trebuie un 2. De aici ar mai și un 2, de aici ar și un 2, dar nu știu de aici dacă ies un 2. Deci problema este clară, un 2 îl mai ai de aici, dar nu știu dacă e un 2. Deci se pune problema dacă K plus K plus K totdeauna e multiplu de 2. Iată o întrebare care apare acum. Oare totdeauna K plus K plus K se împarte la 2? K plus K plus K totdeauna se împarte la 2? Păi ce înseamnă K plus K plus K? Unde să scrie așa? K plus K plus K se scrie ca fiind egal cu K lângă K plus 1. K pe lângă K plus 1. Deci K pe K plus K scrie ca fiind K pe lângă K plus 1. De acord. Oare produsul a două numere, cum sunt astea? Consecutive. Unul K și unul K plus 1. Produsul a două numere consecutive totdeauna se împarte la 2? Nu. Dați-mi un exemplu de două numere unul după altul, mulțite, și spuneți dacă nu se împarte la 2. Deci totdeauna două numere înmulțite, care sunt una după altul, totdeauna se împart la 2. Uitați, 5 și 6. 5 ori 6, nu? Că dacă unul îi împart, celălalt îi împart. Și celălalt pară, se împarte de unul la 2. Deci produsul a două numere consecutive se împarte totdeauna la 2. Deci, capul de capul 1, putem să zicem 2T. Egal multiplu de 2. Este, da? Nu este egal, chiar așa, egal un multiplu de 2. Și atunci, dacă e multiplu de 2, poți să spui un 2T. Acum putem să poate... Și egal mai departe cu 3 pe lângă. 3 pe lângă. 2 pe plus 2 pe plus 2. Și egal mai departe, scoatem un 2 dacă și face 6 pe lângă P plus T plus 1. Dar P plus T plus 1 putem nota cu un S. Da. Și va fi egal cu 6? Și egal mai departe, deja e asta în parte. P plus T plus 1 dă cu S. Și va fi egal cu 6 S. Ce
Asta îmi spune de mie că pe de capul sunul va fi adevărat. În concluzie, pe de cap este că pe de capul sunul. Asta înseamnă că pe de el este adevărat. Oricare ar fi el natural. Încă o dată. Am avut de arătat că totdeauna nă la 3 a fost 5, nă sunt 4 la 6. Totdeauna. Și am apelat la educația matematică pentru a dovedea acest lucru. În etapa de verificare am văzut că foarte bine merge. Am trecut la etapa a doua, demonstrația, presupunând că totdeauna P de K, am ajuns cu verificare până la pasul K, deci totdeauna K la 3 a fost 5, K se divide la 6, ceea ce înseamnă că pe K la 3 schimb K 6, P minus 5 K. Ne întrebăm pasul următor, o fi bun, oare când vezi pe K în capul 1 se mai divide la 6? Păi ce înseamnă să se divide la 6? Înseamnă că toată partea asta de stânga trebuie să o schimb K 6 ori S. Să reușim asta. Ne ajutăm de lucru, ridicăm un cim așa și apare o dată ca la a treia, pe care am zis că este 6 pe minus 5 K. Deci ne folosim de pasul de urmă. Și folosim în loc de K la a treia 6 pe minus 5 K, iată, lucrăm aici și în final iese un 3. Dar nu suntem mulțumiți că cât ne trebuie să iese în față. 6. Ne mai trebuie un 2. O fac 2 termeni de aici. Permite să facem un 2, dar nu știm ăsta. Și atunci, iată, produsul a două numere consecutive, K pe K plus 1, totdeauna e multiplu de 2, deci ne permite să spunem 2D, iese un 2 în factor comun de la un K la altul, și cu 3 pe 2, 6, ne iese 6, mă întâmplă paranteza asta cu S, și mi-a ieșit că tot neamul de stâng se poate scrie ca 6 S. Deci P de K plus 1 este adevărat. Dar, de fapt, în demonstrația lui P de K plus 1 ne-am folosit de P de K, ne-am folosit de K la a treia. Și atunci mi-am permis să locuiesc și iată, noi am demonstrat practic că P de K implică P de K plus 1. În final, P de N e adevărat, oricare ar fi, e număr natural. Aceasta este inducția aplicată la cel acum, la divizibilitate. Deci am văzut inducția la sume, la inegalități și la divizibilitate. Încât pentru data viitoare, toate exercițiile din manual, dar absolut toate exercițiile, în această etapă, particularizăm pe N. Dăm un valori particulare. Pentru n egal cu 1, când n egal cu 1, ea devine afirmația. 1 la 3. 1 la 3. E egal cu 1 pe lângă. Da. E 1. 1 ori 2. Da. Și egal cu? 1 la 3 egal cu 1 la 3. Colegătorul spune să fie, să se vadă foarte bine că ai particularizat. Adică tu acuma faci P de 1. P de 1. Adică, ce se întâmplă? Ai particularizat pe noi egal cu 1 și devine o propoziție adevărată. Deci, în situația în care noi ar fi 1, este o propoziție adevărată. Pentru noi egal cu 2, pentru noi egal cu 2, rezultă P de 2 devine. Predicat acela devine o propoziție. Acum, că locuim P de 2, devine o afirmație concretă. Ce înseamnă 1 pătrat plus 2 pătrat egal cu 2 pe lângă 2 plus 1, 3, 2 pe 3, totul la pătrat. Adică e echivalent cu 9. 9 egal cu 9. 9, da. Că 2 cu 2 se simplifică, dăm mai 3 la pătrat, 9. 9 egal cu 9. Este adevărat. Adică și pe de 2, pe de 2 este o afirmație adevărată. Pentru mine egal cu 3. Pentru mine egal cu 3 de bine. Trebuie să fie egal cu 3 pe lângă 3 plus 1, 3 ori 4 pe 2, totul la pătrat. Dar acum pot să facem felul următor, ca să încerc să prind ideea. Până aici nu mai avem, că știi cât făcea până aici. Cât a făcut până aici? 9. 9. Vine 9 plus 27. 9 plus 27. Egal cu 6. Da, 3, 6, a doua, 36. 36. Înseamnă P de 2 adevărat. P de 3. P de 3 adevărat.
Deci, în spatele patrulare, pe mega cu 3, adevărat, pentru mega cu 4. Mega cu 1 la 3 plus 2 la 3 plus 3 la 3 plus 4 la 3. Mega cu 4 la 5 pe 2 la pătrat. Venind cu 36 plus 4 la 3 16. 16 ori 4, 64, nu? Egal cu 5 la 10 la 900. Într-adevăr, și pe de 4 este adevărat. Deci, în situațiile particulare, avem de-a face o propoziție adevărată. Dar am sesizat că în demonstrația lui P de pasul 4, ne-am folosit de pasul 3, că suma până aici am știut-o că este 3 în 6. Și acum să încercăm, s-a simțit foarte tare că pasul 4 s-a făcut nu pe baza pasului 3. Că așa se sumă, o știam cât este. Este pe de 3? Așa, și atunci înseamnă că încercăm să punem la punct ideea că pasul din urmă sprijină pasul următor. Deci trecem la etapa a doua, asta a fost etapa întâi, etapa a doua, demonstrația. Demonstrația. Demonstrație. Presupunem. Demonstrația, presupunem P de K adevărat, dar în demonstrație noi vom arăta că P de K, să înțelegem foarte bine, vom arăta că P de K sprijină P de K plus 1, încât P de K plus 1. Asta vom arăta. Deci presupunem că P de K adevărat, adică ce înseamnă că e adevărat? Înseamnă că 1 la 3 plus 2 la 3 plus 3 la 3, plus și mai departe, plus puncte, puncte, plus cine? El la 3. Plus K la 3, corect. Vorbim de P de K. Este egal cu K pe lângă K plus 1 supra 2, totul la pătrat. Deci, presupunem P de K adevărat, adică toată suma asta este așa ceva. Ne întrebăm, P de K plus 1 o fi adevărat? P de K plus 1 ar fi adevărat? Nu puim în loc de K plus 1, în loc de K cu K plus 1. Deci ne întrebăm dacă P de K plus 1 o fi adevărat. Ce facem? Nu puim. Peste tot în loc de K, punem K plus 1. Deci P de K plus 1 devine. Să vedem cine este. 1 la a 3-a plus 2 la a 3-a plus 3 la a 3-a plus puncte, puncte și mai departe plus K plus 1. Sau K? K plus 1, totul la a 3-a, plus, legat cu? Cu K plus 1. K plus 1 pe lângă? K. K plus 2. K plus 2. Când vine K plus 1 plus 1, K plus 2 pe 2, totul la? Pătrat. Deci asta e bine K plus 1, dar nu știi că este corect. Nu? Însă cine s-a aflat înaintea lui K plus 1? K. Pune aici K la a 3. Și această bucată, până aici, ai presupus că e adevărat, ai făcut-o. Da. Cu cine o poți înlocui? Cu K pe lângă K plus 1. Deci P de K plus 1 devine, hai să vedem. P de K plus 1 devine două puncte. Să vedem ce este el acum. Devine. K pe lângă K plus 1, că înlocuiești bucata asta. K pe lângă K plus 1 pe 2. La pătrat. Plus K plus 1. La 3. La 3. Este egal cu K plus 1, adică la pătrat, K plus 1 totul la pătrat. În fiecare zic la pătrat, da? K plus 2 totul la pătrat supra 4. Ei, hai să vedem mai, să lucrăm. Deci P de K plus 1 devine pătrat. P de K plus 1, că la ea muncești, nu? Da. Să vedem dacă e adevărat. Devine această relație. Înseamnă K pătrat. K pătrat. Pe lângă K plus 1 la pătrat, totul supra 4, plus K plus 1 totul la 3, la 3 egal cu, scrie mai îngrămădit acolo, K plus 1 la a 2, mai în stânga egal, K plus 1 la a 2, pe lângă K plus 2 la a 2 supra 4.
Ia uite că tu atent ce se poate face de la un capul la celălalt. Prin cine putem împărți egalitatea asta? La pătrân. Capul sunt la pătrat. Da. Da. Și devine echivalent K pătrat pe 4 plus doar K plus 1 da. Egal cu 2 la pătrat pe 4. Numitorul comun este 4, amplificăm cu 4 acolo și avem K pătrat plus 4 K plus 1 egal cu plus 4 plus 4 plus 4 egal cu K pătrat plus 2 K plus 4 K plus 4 K plus 4 așa. Asta înseamnă membru. Deci membrul care, membrul stâng egal cu membrul drept. Asta înseamnă că nu mai rămâne semn de întrebare la P de K plus 1. De ce puteți spune? P de K plus 1 este adevărat. Fără semn de întrebare. Da. Acum am dovedit că e corect. Dar ce-i făcut tu demonstrația în casa la despre P de K plus 1? De cine te folosi? Deci am arătat că ce? PDK plus 1. PDK implică, te ajută, să demonstrezi de PDK plus 1. Am arătat PDK implică PDK plus 1. Pasul din K ajută să fie și pasul K plus 1 adevărat. Și acum, cum pasul a fost adevărat și cum pasul următor este sigur adevărat, înseamnă că pasul 5 este adevărat. 5 fiind adevărat, cine va fi adevărat? 6. 6 fiind adevărat, 7 adevărat. Și așa mai departe, până la el e adevărat. Deci în clipa de față poți să-ți permiți că P de N este adevărată oricare ar fi N natural. Deci acest predicat este adevărat urma această propoziție, că dacă am folosit cuantificatorul, am transformat predicatul într-o propoziție universală. Deci această propoziție este adevărată oricare ar fi N. Indiferent ce vei pune în loc din pui 100, pui 70.000, etc. Nu are importanță acolo. Totdeauna va fi o propoziție adevărată. Și ea este universală pentru că, iată, am folosit cuantificatorul universal. Deci, indiferent de el care îl punem acolo, indiferent ce el vom folosi în particular, totdeauna vom avea o propoziție adevărată. Hai să vedem o dată. Deci, procedeul intuiției trebuie să-l prindeți foarte, foarte bine, să vi-l reamintiți voi. Nu numai că trebuie să-l prindeți, că l-ați la parcurs odată, nu? Deci trebuie să vă reamintiți în ce constă. Sunt situațiile acestea când trebuie să dovediți că o afirmație este corectă. Și atunci folosiți principiul inducției matematice. În matematică, adică particularizați pe el, deci parcursul de etapă de verificare. Este importantă această etapă, pentru că s-ar putea ca ea să fie falsă, da, afirmația. Și câteva, undeva, dacă într-un anumit timp particular nu este bună, nu mai vezi la demonstrație. Dar vedem. Și plăru, dacă totuși în toate situațiile particulare este bine, atunci în demonstrația de la pasul 2 la pasul 3, te-ai folosit de pasul 2, în perioada de la 3 la 4, ne-am folosit de azi de pasul anterior. Și aceeași tehnică, de așa simți că totdeauna pasul din urmă ajută pasul următor. Și atunci spun, presupunem că am ajuns până la pasul K și că este adevărat, l-am dovedit, l-am constatat, și ne întrebăm dacă pasul următor o fi bun. Pentru că așa am sesizat, că pasul următor este bun și se va dovedi partea pasului din urmă. În demonstrația lui pasul K plus 1 ne folosim de pasul K. Deci, de fapt, în demonstrația lui PDK plus 1, ne folosim de PDK și noi facem o implicație. PDK implică PDK plus 1. Și dacă acest lucru este corect, înseamnă că totdeauna pasul, un anumit pas îl sprijin pe următor, un anumit pas face ca și următorul să fie bun. În final, PDK adevărat oricare ar fi el natural. Acest lucru trebuie să fie foarte, foarte clar. Dacă ați aplicat inducția, să se vadă foarte clar verificarea, demonstrația, și să sfârșiți neapărat când ați spune PDK, cred că PDK plus 1, pentru că asta, de fapt, faceți în demonstrație. Asta este esențialul. Și deci, în final, PDK adevărat, oricare fi el natural. Iată, cum observați, este inducția aici aplicată, nu?
pentru a dovedi o sumă. Pentru a dovedi că chestia aceea este corectă, da? Am să mă mai pun încă o negreșiță. Iată, o să treci pe tabla asta, și anume, să se calculeze, să se calculeze suma de la K egal cu 1 până la N din 1 supra 4K minus 1 pe lângă 4K plus 3. Deci calculăm această sumă și să dovedim răspunsul folosind principiul inducției. Da? Să arătăm. Deocamdată nu știu cu cine este egal suma asta. Ia desfășoară tu să vezi cam cum s-ar scrie în desfășoară. Pe domnul ca valorile 1, 2, 3, cât ar fi în desfășoară? 3 ori 4 plus 3, 7. 7 plus 1 supra 8, 7 ori 11 plus 1 supra 3, 12 plus 11 ori 15 plus 1 supra 15 ori 16 plus, așa mergem la infinit, până la plus puncte, puncte și așa mai departe, 1 supra 4N minus 1 pe lângă 4N plus 3. Și trebuie să arătăm că este egal cu, să vedem cu cine. Nu știm deocamdată cu cine este egal. N-avem răspunsul ca sume respective. Cum propui să calculăm în suma asta? Păi dacă dăm valoare, tip s-a întâmplat. Da. Ce facem? Cum se calculează sumele? Care este tehnica pe calculul unor sume? Ce făceam? Luam termenul de sub sumă și reușeam, ne propuneam să aranjăm cu o diferență de termen consecutiv. Hai să transformăm fracții simple. Deci luăm termenul 1 supra 4K minus 1 ca la calcul integral. 1 supra 4K minus 1 pe lângă 4K plus 3 este egal cu A supra A supra 4K ca la calcul integral. Plus 1 plus 3 4K plus 3. Fracții simple, da? Deci, de unde provin aceste două paranteze? La două fracții, una se cheamă numitor 4K minus 1 și cealaltă 4K plus 3. Dar nu știi cine este la numărător. Și acum ai spus așa, te amplifică, vine A pe lângă 4K plus 3. Amplific acolo. 4AK plus 3A plus 3A minus B egal cu 1. Și A cu 0 a 0. Deci facem, ce-ai făcut? A4A plus 4 B. Egal cu 0. Și 3A minus B. 3A minus B egal cu 1. Am identificat, pe K. Da. Adică 4A plus B egal cu 0. Deci A plus B egal 0. 3A minus B egal 1. Da. 4A egal 1, A egal cu 4. A egal cu 1 pe 4, iar B? B egal cu minus 1 pe 4. B egal cu minus 1 pe 4. Da? Și atunci îți permis să locuiești aici pe A și pe B. Hai să șterg eu aici. Și să spui că... Și egal mai departe, poți să scoți factor... Am urmărit, încerc scuze că am pune tu aici, 4K minus 1. Minus 4K plus 3. Și egal mai departe, scoatem factorul 1 pe 4
Și dacă unul pe patru pe lângă? 1 sub 4 minus 1. Da. 4 ca minus 1. Așa? Minus 1 supra? 4 ca minus 3. Plus 3. Corect. Și acum să spunem suma care am avut-o, sumă din termenul acela, sumă de la K egal cu 1 până la N din 1 supra 4 ca minus 1 pe lângă 4 ca plus 3. Cu, sumă. Sau 1 pe 4 este în față. Corect. 1 pe 4 sumă de la K egal cu 1 până la N din 1 pe K 4 K minus 1. Da. Minus 1 supra 4 K plus 3. Și egal mai departe cu 1 pe 4 pe lângă sumă de dezvoltă suma de acum. Dezvoltă. Minus 1 pe 7. Plus. 1 pe 7. 1 pe 7 minus 1 pe? 1 pe 11. Plus 1 pe 11. Plus minus 1 pe 15. Nu spun că e punct cea mai departe, că mă o să scrie nu știu că sperme. Plus? 1 pe n minus 1. 4 n minus 1. 4 n minus 1. Minus 1 pe 4 n plus 3. Acum se... Chi de paranteză egal cu 1 pe 4 pe lângă. Minus 1 pe 7 cu... Da, da, da. 1 pe 11 cu plus 1. Minus 1 pe 15 cu puncte, puncte. Da. A rămas aici cu plus, deci va rămâne ăsta cu minus. Da. Asta se va duce cu puncte, puncte, da. Puncte. Și va rămâne 1 pe 4, pe lângă 1 pe 3, plus, minus 1 pe 4, n plus 3. Egal mai departe, tu la același metod lucrează un pic, finisează suma aceea. Da. Egal cu 1 pe 4, ori 4 n pe lângă 4 ien plus 3 minus 3 minus 3 totul supra 3 pe lângă 4 ien plus 3 egal 3 cu 3 se reduc 1 pe 4 4 cu 4 se va simplifica 4, da. Și vine ce? Numai n supra n supra 4 ien plus 3 3 pe lângă 3 pe lângă 4 ien plus 3. Dar acesta este răspunsul sumei. Eu cred că este foarte important să înțelegeți. Ori de câte ori aveți de calculat o sumă, trebuie luat termenul de acolo și să reușiți să-l aranjați ca diferență de 2 termeni. Pentru că dacă locuiți aici pe K cu K plus 1, vine 4K plus 4 minus 1, faci 4K plus 3. Deci au apărut doi termeni consecutive aici. Și când sumăm, ei se reduce 2 câte 2 și iată găsesc răspunsul respectiv. 1 pe 4 pe lângă 1 pe 4 ca minus 1 minus 1 pe 4 ca plus 3. Și la sumare este esențial lucru, da? Și în final, am văzut cât îmi dăm. Iată și răspunsul sumei. Egal acolo, egal dedesubt, să spunem, egal cu n supra. Acesta este răspunsul pe care îl căutam. Acum, să scriem și exact predicatul pe care l-am, nu pe care l-avem în clipa de față, am predicat pe de el, spune acolo, pe de el, două puncte. Ar fi 1 supra 3 ori 7, plus 1 supra 7 ori 15, da. Plus 15, plus cea mai departe, plus 1 supra 4 ien minus 1, pe lângă 4 ien plus 3, da. Egal cu n supra 3 pe lângă 4 n plus 3. Asta. Și se dă drumul la locul să vedem dacă... Facem verificare. Exact. Etapa întâi scrie. 1, comand, verificare. Pentru n egal cu 1. Reduce p de 1. Se vede ce este p de 1, două puncte. 1 egal 7 plus 1 supra 7 ori 1. 11, plus puncte, puncte, plus 1 supra
te duci? Acolo, vezi cât faci când mă oprești. Am de fapt de primul. Primul, sigur că da. Corect. Ultimul, să zic cum dă, egal. Egal cu 1 supra. 3 ori. 7. 3 ori 7. Deci, P de 1 este adevărat. Clar că P de 1 e adevărat. Mergem mai departe. Pentru egal cu 2. P de 3 egal cu 1 pe 3 ori 7. 1 supra 7 ori 11. Egal cu 2 supra 3 ori 11. Da? Așa. Și acum să... Este adevărat? Când să vedem. Deci... Aici amplificăm, lui tot cum peste tot este 3 ori 7 ori 11, aici amplificăm cu 11. Dincolo cu... 6 și echivalent. Cu 11. Plus 3. Hai mai repede. Nu mai spui supra, că e gândit, nu nici 11 plus 3 egal cu 7 ori 2. Adică 14 egal 14. Adevărat. Vede. Să mergem la e egal cu 3. P de 3 devine 2 puncte. Ce devine? 1 supra 3 ori 7. Plus 1 supra 11 ori. Da. Egal cu 3 supra 3 ori 15. Dar până aici ai făcut o dată trecută. 2 supra 3 ori 11, pune de desubt, că asta e pasul din urmă. 2 supra 3 ori 11. Și atunci echivalent. 2 supra 3 ori 11. 33 egal cu 33, adevărat. E adevărat. Și P de 3, adevărat. Hai să facem și P de 3 egal cu 4 și să sper să prinzi de ce. Pentru N egal cu 4 vom avea. Pe 11 ori 1 cu 15 plus 1 pe 15 ori 19. Egal cu 4 supra, 3 pe lângă, 19. Primii 3 de aici sunt deja, sumă deja cunoscută, este cea de sus, e 3 supra, deci echivalent cu 3 supra 3 ori 15, plus 1 ori supra 15 ori 19, egal cu 4 supra 3 ori 19. Aici acolo. 19, 3, 15. Mai cu 19 ori 3, 57, plus 3, 60, 60, egal cu 15 ori 4, 60. Adevărat. P de 4. P de 4 este adevărat. Deci observ că de-ai trecut la 3 la 4, te-ai folosit de 3. 3. Ca să mă deci pe 4. Presupunem acum, trebuie și la etapa a doua și anume demonstrația. Presupunem P de K. Presupunem P de K adevărat. Nu prea, dar mai mult sau mai mult. Adică? Adică... 1 supra... 3 ori 7. 1 supra 7 ori 11. 2 puncte puncte. 1 supra 4 K minus 1. Pe lângă 4, K plus 3. Da. Egal cu K supra 3, pe lângă 4, K plus 3. Plus 3. Așa. Pe de K adevărat, pe de K plus 1. Ne întrebăm dacă și pe de K plus 1 o fi adevărat. Pe de K plus 1, adevărat. Atunci, pe de K plus 1, egal cu... Este. 1 supra... 3 pe 7. 3 ori 7. 7. Plus 1 supra 7 ori 11.
4 cap. Plus 3. Pe lângă. 4 cap. Plus. Plus 7. 7. Egal cu K plus 1. Pe lângă 4 cap plus 7. Așa. Ăsta e pe de K plus 1. Da. În fața lui, lui este ăsta de aici. Adică 1 pe cine? 4K minus 1 pe lângă 4K plus 3. Și despre care știi că este adevărat. Da. Adică în loc de asta cât o să pui? P de K. Adică K supra, da. De da. Sub. Deci P de K plus 1, 2 puncte. Că tot la ea nu știi că este adevărat. K supra 3 pe lângă 4K deci o să amplificăm peste tot. Aici cu 3. Acolo cu 3, îi place cu 4 cap plus 7. Da. Echivalent cu și aici cu 4 cap plus 3. Da. Echivalent cu 4 cap plus 7 cap plus 3. Egal cu 4 cap plus 3. Plus 3K plus 4K plus 7K direct, 7K plus 3K. Adevărat. Este adevărat, da? Adică ai arătat P de K plus 1 adevărat. P de K plus 1 adevărat. Adică P de K implică totdeauna P de K plus 1. În concluzie, PDN adevărat, rezultă PDN adevărat, oricare fiind PDN adevărat, oricare fiind natural. Și cu asta, vezi, am găsit suma cu cine este egal, am desfășurat suma și știind cu cine este egal, am formulat predicatul respectiv și am dovedit prin inducție că ceea ce am găsit este corect. Sigur, dacă am lucrat foarte atent, nu era nevoie să folosim inducția, însă noi am folosit-o ca și antrenament. Da? Principiul inducției ca și antrenament pentru a înțelege cum lucrează inducția. Așa. Bine. Ia să vedem alte sume. Sumă de la K egal cu 1 până la asta temă. Să găsiți sumă de la K egal cu 1 până la N din 1 supra K pe lângă K plus 1 pe lângă K plus 2. Apoi, sumă de la K egal cu 1 până la N din K supra K plus 1 factorial. Apoi, sumă de la K egal cu 1 până la N din K ori K factorial. Deci aceste sume, le găsiți răspunsul și pe urmă pentru fiecare el găsit răspuns și pentru dovediți prin inducție. Și acum să încercăm o inegalitate, inducția la inegalități, și anume radical din N nimeni decât 1 plus 1 pe radical din 2 plus 1 pe radical din 3 plus 1 pe radical din 4 plus puncte puncte plus 1 pe radical din N mai mic decât 2 radical din N. Aici... pentru N mai mare egal decât 2. Radical din N. Da. Să dovedim această inegalitate. Vă propun să facem două predicate odată. Da. E după inegalitate. Hai să facem pe asta. Mai radical din N mai mic decât. Să facem mile, să spunem. Suma asta mai mare decât radical din N. Deci predicatul P de N, P de N ar suna așa. 1 plus 1 pe radical din 2 plus 1 pe radical din 3 plus așa mai departe. Radical din N mai mare decât radical din N.
Deci, prima etapă, demonstrație. Verificare, mă rog. Da. Nu, de la 2 începem. Deci e negat cu 2, nu e negat cu 1, ci e negat cu 2, corect. Păi de 2. Ce devine pe de 2? L-ai rozit prin 1 cu 2. Da. Dacă locuiești prin 1 cu 2, până unde merge? Până la 1 pe radical de 2. Mai mare decât radical de 2. Echivalent. Cu radical de 2. Mai mare decât? Nu, pe radical de 2, radical de 2 face? 2. 2. Aia tu face arbitor, nu? Pur și simplu, da. Echivalent, duci pe unul acela din partea cealaltă, spui radical în 2 mai mare decât 1. Adevărat. Adevărat. Radical în 2 mai mare decât 1. Deci P de 2 este adevărat. P de 2 e adevărat. N egal cu 3. N egal cu 3, devine. N egal cu 1 plus 1 pe radical de 2 plus 1 pe radical de 3 mai mare decât radical de 3. Asta, nu știu că se deja este... Dar nu scrie de sub chiar. Știm. Știm, scrie așa. Știm că 1 plus 1 pe radical din 2 e mai mare decât susul ai. Decât radical din 2. Ce se face acum ca să pui membrul ăla în evidență? Ce mai are plus el? 1 plus radical din 2. Adunăm în ambii membri un 1 pe radical din 3. Aici. Deci. Adunăm în ambii membri pe cine a spus pe? 1 pe radical din 3. Aici adunăm în ambii membri pe, aici scrie un pic mai mare, plus 1 pe radical din 3. Și echivalent cu, scrie un pic mai mare, da? 1 plus 1 pe radical din 2 mai mare decât radical din 2 plus 4. Pe ziclată. Fii atent aici. Noi trebuie să arătăm pe de 3. Dar P de 3 înseamnă 1 plus 1 pe radical de 2 plus 1 pe radical de 3 mai mare decât radical de 3. Trebuie să dovedim chestia asta. Însă știm pe asta. Știm că a fost dovedit la pasul anterior. O știm că 1 plus 1 pe radical de 2 mai mare decât radical de 2. Și ai scris-o. Ce știm, ai scris. Și dacă într-o inegalitate adun cu aceeași cantitate 1 pe radical de 3, ea rămâne neschimbată. Deci asta este cunoscută. Asta e corectă. Deci e adevărat. E adevărat asta. Și dacă o să arăți că asta la rândul e mai mare decât radical din 3 ăsta, fii atent ce chestie interesantă se întâmplă. Cum asta e adevărată și dacă tu arăți pe asta, datorită transitivității înseamnă că toată partea asta e mai mare decât radical din 3, adică va rezulta, va rezulta P de 3. Da? Încă o dată. Deci P de 3 este chestia asta. Observăm că P de 3, nu, în demonstrație, eu încerc să mă folosesc de P de 2. Pe care eu știu că 1 plus 1 radical de 2 mai mare decât radical de 2, fiindcă am dovedit-o. Și am o scriu încă o dată, o știm. Ca să pun în evidență membrul stâng al lui P de 3, observ că mai trebuie un plus 1 pe radical de 3. Adună în ambii membri 1 pe radical de 3. Și inegalitatea devine, e corectă. Că e pe baza cui? A lui P de 2. Doar am adunat în ambii membri. Și dacă acum arăți că asta care a apărut în dreapta e mai mare decât radical de 3, atunci, cum asta e mai mare decât asta știut, și dacă asta o dovedești, atunci stânga mai mare decât, nu? Deci, datorită transitivității, este P de cine e ăsta mai mare radical din 3, tocmai P de 3. Și acum ți-a rămas semnul ăsta de întrebare și încearcă să-l rezolvi. Radical deci, din 2 plus 1. Radical din 2 plus 1 pe radical din 3. Mai mare decât radical din 3. Așa. Echivalent cu? Radical din 2 ori radical din 3. Cât din aia? Radical din 6 plus 1. Da. Ia să văd. Păi am verificat cu cât acolo. Cu radical din 3. Deci radical din 6 plus 1 mai mare decât? 3. 3. Echivalent cu? 1 plus 1 partea cealaltă. Deci radical din 6 mai mare decât 2. 3. Adevărat. Și? E echivalent, dacă vrei, deja pătrat, 6 mai mare decât 4.
seama că PD2 este aliatul scris. Rezultă că PD3, doar asta ne-am propus noi să dobim. PD3 este adevărat. Hai să facem și pe PD4. Deci dăm PN egal cu 4, PD4 le vine. Să vedem ce devine. 1 plus... 1 plus 1 pe... Plus 1 pe radical din 2, plus 1 pe radical din 3, plus 1 pe radical din 4. Egal cu radical mai din 4. Mai mare decât? Mai mare decât radical din 4. 2. Așa. Da, am zis cu radical din 4. Da, lasă așa cu radical din 4, ca să fii ușor de înțeles. Dar asta toată este... Știm, spune, știm că... Scrie ce știi. Știm că... 1 plus 1 pe radical din 2. Plus 1 pe radical din 3. Mai mare decât radical din 3. Mai mare decât radical din 3. Adunăm un ambii membri. Ce? 1 pe radical din 4. Adunăm un ambii membri, 1 pe radical din 4. Atunci, echivalent cu... 1 plus 1 pe radical din 2. 1 pe radical din 3 plus 1 pe radical din 4. Egal cu... Nu, egal mai mare decât? Radical din 4. Radical din 3. Așa era, radical din 3 plus? 1 pe radical din 4, cam a durat la mine. Și dacă asta ar fi mai mare, cu semn de întrebare, decât? Radical din 4, are și că PD4 e corect. Da. Dar să lămurim semnul de întrebare. Da. Deci, aici lucrăm așa. Radical din 3. Ori radical din 4. Plus? A, da, da, da. Radical din 12 plus 8. Dar cu radical din 4. Mai mare, mă. Mai mare. Mai mare decât radical din 4. Adică decât 2, cu ce mai mare. Acum ați convins. Deci radical din 12. Mai mare decât? 3. 1. 1. Și este evident că ai dus pe 1 în partea cealaltă, dar... 3, 1. 3, 4, 1. Dar să vezi că tu ai amplificat, n-ai amplificat corect și la 4. Tu ai amplificat cu radical din 4, dar fie de vreme, mai la radical din 3 sunt. Dar aici mai rău. Deci vine cât aici? Trebuia să spui 4. 4, 1 și 3. Și vine 3. Da, tot adevărat, dar din punct de vedere matematic e greșeală acum. Așa, deci... Deci PD4 este adevărat. PD4 adevărat. Fiindcă eu doresc tare mult să percep bine cum merge pe baza pasului anterior, vreau să fac și pentru N egal cu 5. Pentru N egal cu 5, ce devine, ce... Mai mare decât? Trebuie să arăți asta. Da. Știm că... Știm că... Scrie, știm că 1 plus 1. 1 plus 1 pe radical din 2, 1 pe radical din 3. Da. 1 pe radical din 4, mai mare decât radical din 4. Asta o știm. Da. Adunăm la ambii membri. Plus 1 pe radical din 5. Da. Deci, am cu 1. Mai mare decât radical din 4, asta nu e. Plus 1. Plus 1 pe radical din 4, dacă ai adunat un alt din membri. Da. Și mai mare? Care trebuie să vezi dacă e mai mare decât radical din 5. Asta e problema ta. Plus 1, stai o secundă. Vezi că încă nu ai prins fenomen. Dacă asta vă știi, dar nu adunat din membri 1 pe radical din 5, ea devine radical din 4 plus 1 pe radical din 5. Și dacă asta e mai mare decât radical din 5, este semnul tău de întrebare și acum muncești. Deci vrei să dovedești că... Radical din 5 plus 1 egal cu... egal cu... 5. 5. Mai mare, mă numesc.
10. Radical din 20 mai mare decât 4. Este adevărat. Da, asta înseamnă că P de 5 este adevărat. Și acum, hai să trecem la etapa a doua, la demonstrație. Spunem, demonstrația. Presupunem P de K adevărat, adică 1 plus 1 pe radical din 2, plus 1 pe radical din 3, plus mai departe, plus puncte, puncte, plus 1 pe radical din K, mai mic, mai mare decât radical din K. Știm asta, da? Și vrei să arăți pe de K plus 1. P de K plus 1 ar fi adevărat, dar cine este? Să vedem. Cine este P de K plus 1? Înseamnă 1 plus 1 pe radical din 2 plus 1 pe radical din 3. 1 pe radical din K plus 1 pe radical din K plus 1. Așa este. Mai mare decât radical din K plus 1. Asta trebuie să arătăm. Asta toată. Nu stai ăla, dar știm. Ce știm? Pe de K. E mai mare decât care înseamnă. Știm, dar să vedem bine ce știm. 1 plus 1 pe radical din 2, un pic mai mare scris, plus 1 pe radical din 3, plus 1 și mai departe, plus 1 pe radical din K, e mai mare decât radical din K. Adunăm în ambii membri var cât 1 pe radical din K plus 1. Și echivalent cu 1 plus 1 pe radical din 2. 1 pe radical din 3. 1 pe radical din 4. 1 pe radical din 4 și 1. Mai mare decât radical din... Mai mare decât radical din 4 și 1 pe radical din 4 și 1. Și dacă ăsta va fi mai mare decât radical din K plus 2, dacă ăsta va fi mai mare decât radical din K plus 2, dar avea problemă. Deci tu ce alți acum? Așa. Exact. Radical din K. Deci am luat ce avem tot, da? K pătrat plus K plus 1 mai mare decât radical din K plus 2. Păi da, am prins acolo cu K plus, radical din K plus 1. Deci K plus 2 pentru K plus 1. Nu așa, așa era, stai, ce este acolo? K plus 2 sau K plus 1 aici? Trebuie să fie K plus 1 aici, am zis K plus 2 din greșeală. Deci K plus 1 și radical din K plus 1, radical din K plus 1 face K plus 1. Deci corect, rămân numai K plus 1. K plus 1. 1 cu 1 se... Și vine radical din K pătrat plus K. Mai mare decât K. Adică... Din K pătrat. K pătrat plus K mai mare decât K. E adevărat. Decât K pătrat. K pătrat. E adevărat. Este adevărat. Abia acum spunem P de K plus 1, care era semnul tău de întrebare, P de K plus 1, este adevărat. Și de fapt ai arătat că P de K implică P de K plus 1. Și acum îți permit să spun că P de N este adevărat oricare ar fi N mai mare egal decât 2. Deci oricare ar fi N de la 2 încolo este adevărat. Și în clipa de față am dovedit că afirmația aceea, una din ele, da, partea stângă, este adevărată. Să muncește și vă rog să luați ca timpul să faceți partea de aia. Să arătați că e mic decât 2 radical din 2. Și astfel, iată încă o dată, am văzut inducția cum se aplică la inegalități. Deci inducția se aplică la egalități. La inegalități. O să vedeți la divizibilitate. De fapt ați văzut și la matricea, la N. Ați văzut pe la șiruri. Amintiți de anul trecut.
Inducția se aplică și la calculul integral. Când găsim I indice N egal o integrală de nu știu ce tip, găsim I1, I2, I3 și intuim că acum ar arăta IN pentru stabilirea recurenței. Deci, iată, inducția se poate aplica în foarte multe situații, da? Deci, instrumentul trebuie foarte bine știut, tehnica de lucru foarte bine știută, ca să puteți să-l aplicați atunci când se impune, când situația se o impune. Așa lucru am să vă atrag atenția. Deci, despre rolul și nevoia de a stăpâni foarte bine acest instrument matematic. Ori de câte ori ceva nu-i dubii, deci o poți dovedi prin inducție. Atât. 1, adunem și scădem un 1. Corect. Deci deocamdată măcar într-un loc ne descurcăm. Limita pentru x tinde la 0. Din linie fracțional între i. Logaritm natural din 1 plus cosinus de 3x minus 1 supra e la x pătrat minus cosinus de 5x. Egal mai departe cu limită, limită pentru x tinde la 0. Limită pentru x tinde la 0. Din construim fundamentala. Da, un pic mai sus scrie. Logaritm natural din 1 plus cosinus de 3x minus 1 sub totul supra cosinus de 3x minus 1 ori cosinus de 3x minus 1 totul supra e la x pătrat minus cosinus 5x. Aceasta este fundamentala T1. Da. Limită pentru x tinde la 0. Corect. Din putem aici să scoatem minus factorul da. Forțat de sus și de jos. Nu, no, numai de sus s-a scos. Minus pe lângă. 1 minus cos de 3x. 3x supra e la x pătrat minus cos de 5x. Aici aplicăm fundamentala. Da. Egal cu limită pentru x tinde la 0 din minus 2 sim pătrat. 2 sim pătrat de 3x pe 2. De 3x pe 2, da. Supra e, e la x pătrat minus cosinus de 5x. Construim fundamentala. Da. Limită pentru x. Limită pentru x tinde la 0. Din linie de fracție. Minus 2 sin pătrat de 3x pe 2 totul supra 9x pătrat pe 4. Da. Ori 9x pătrat pe 4 supra e la x pătrat minus cosinus de 5x. Încadrăm fundamentala. Da. Minus 2 cu 4. Și egal mai departe cu limită pentru x tinde la 0 din 9x pătrat minus 9x pătrat supra 2 totul supra e la x pătrat minus cosinus de 5x. Am aici un ajuns. Da. Suntem tot în cazul 0 pe 0. Sigur că da. Minus 9 pe 2 este chiar în fața linii fracției, egal cu minus 9 pe 2. Limite pentru x tinde 0. Din x pătrat supra e la x pătrat minus cosinus de 5x. Da. X pătrat, cum am fost duși, tot mai la numitorul numitorului. Poți să scrie o supraetajare. Deci egal cu minus. Pe x pătrat ăsta, da. Eu cred că pe x pătrat aici, da. Poți să-l pui tu așa. Da. Deci egal cu minus 9 pe 2, limită pentru x de la 0.
Facem o dublă sub etajare. Da. E minus 9 pe 2. Linie. Pentru x tinde la 0. Da. Din e la x pătrat. Din 1 supra. Da. 1 supra. 1 supra. E la x pătrat. Deci x fie așa mic. Te rog un pic mai mare. E la x pătrat. Minus cos de 5x. Și limita de unul, deci sta limita ajută mai aici, egal mai departe cu? Minus 9 pe 2. Da. Pentru x de la 0. Păi, am zis că duce jos, trebuia să spui, cum să spui? 1. 1. Ia spui 1 supra limită. Pentru x timp de la 0 din 1 minus cos de 5x pe 2. E la x pătrat, da. E la x pătrat din cos de 5x supra x pătrat. No. Ce părere ai limita asta? Ce părere ai de limita asta? Este 0 pe 0, da? Cine are o inițiativă? Aici și acolo de 5x putem să scriem ca 1. Nu? Păi da, e stricat. La limite face el. Da. Nu, dar atunci el supăra e pe ăsta. Da. Cum să treci în fața lui la limite și la... Aici să treci de pe așa. Putem scrie la x, la puterea x pătrat ca logaritm natural? Nu. Nu. N-avem ce să scrie că e la x pătrat. E urât de scris. N-avem. Erau fundamentale, dar... A, a fost un, era ceva minus 1, nu? Da. Dar mai din minus 1. Da. Și ce dacă nu? Da. Sigur că da. Egal cu minus 9 pe 2, ori 1 pe... 1 supra. Limită. Pentru x tinde la 0. Din e la x pătrat. Minus 1. Plus 1 minus cos de 5x. Și linia de lume de fracții. Hai să ne ajutăm la cealaltă, egal cu minus 9 pe 2. Minus 9 pe 2. Limită 1 supra. Limită pentru x tinde la 0. Și acum rugăm în două. Da. Era x pătrat minus 1 pe x pătrat. Totul supra. X pătrat. Da. Scoatem. Deci plus limită. X tinde la 0. 1 minus cos.